Salutare, microbestii încercănate, și bine v-am regăsit la o nouă ediție live 100% Microbist European, emisiunea care te ține în suspans. Niciodată nu știi dacă e live, dacă e înregistrată, dacă e cu invitat, dacă e fără, dacă începe mai târziu cu jumătate de oră față de ora la care a fost anunțată. Mereu, mereu ceva nou. Da, astăzi avem tot o emisiune specială, e fără invitat, pentru că ne-am gândit ca noi, pentru că am fost și ieri în Germania, să producem mai mult pentru această emisiune, să nu fie chiar o vacanță, și am mai pregătit câteva materiale pe care o să le vedem împreună, dar până să vedem acele materiale, am înțeles că Doru are deja la interviu un invitat cu totul și cu totul special, pe cel mai german dintre români, pe omul care conduce această țară și o călăuzește prin Europa. În tăcere. Pe președintele Klaus Iohannis. Cum l-a prins Doru pe președinte în Germania? Nu știu, vedem acum în sketch. Salutare, prieteni! Nu mă aflu la Cotroceni, ci Cotroceniu se află aici, în vacanță, așa cum ne-a obișnuit. Lângă mine se află cică președintele țării, Klaus Iohannis, care și-a luat o bine meritată pauză de la pauză. Bună dimineața, domn președinte! Guten Morgen! Poți apăs pe 1 pentru limba română? Ce faceți aici în Germania, domn președinte? Ați venit să susțineți România? Am venit să mă relaxez. A fost o perioadă cu foarte multe bătăi de cap pentru mine. Safari în Kenya, ski în Elveția, sailing în Singapore și multe alte vizite mondiale. Așa că merit și eu 3 luni la golf ca tot omul. Păi și ați venit până aici și nu ați mers deloc la meciuri? Am vrut să merg la Tiger Woods, dar te rupe biletul. Nu voiam să se plângă iar românii că le cheltui banii de pomană. Păi nu, domn președinte, eu ziceam la meciurile de fotbal ale României, știți că au jucat aici în Germania. Nu, eu țin cu Germania. Cum adică țineți cu Germania? Stați, sunteți președintele României. Îmi place să țin cu cei care au șanse la canotaj, cu România, la handbal cu Franța, la atletism țin cu Jamaica, la rugby cu Noua Zeelandă, la... Da, am înțeles. Țineți cu țările pe care le vizitați. Ce voiam eu să vă întreb, dacă printr-o conjunctură noi câștigăm acest turneu, veniți un pic în țară să-i decorați pe băieți, ar fi tare frumos, ar bucura mult. Pot să vă răspund informal? Da, sigur. Ha. Ce are, mă, și face update-ul sau ce are? În cazul în care echipa noastră câștigă acest turneu, eu promit voi călători doar cu aeronave Tarom. Băieți, vă rog din suflet, faceți o figură frumoasă, chiar vreau să văd asta. Da, domn președinte, ce credeți că le lipsește băieților noștri ca să facă performanțe mai mari, performanțe de top? Niște meditații. Păi cu cine să facă meditații? Un antrenor. Și dacă bași banii degeaba meditații și totuși nu vin rezultatele? Ghinion. Da, nu, am impresia că vorbesc cu robotul de la căsuța vocală. Efectiv are răspunsuri predefinite. Domn președinte, știți, pe băieții noștri i-ar ajuta foarte mult sprijinul dumneavoastră moral. Totuși, nu fiecare zi ai ocazia să primești ajutor din partea celui mai important om în stat. Aveți un mesaj pentru echipa noastră? Nu. Da. Vă mulțumesc, domn președinte, și să mai treceți pe la noi când aveți timp. George Ionuț, înapoi la sărăcie. Da, domn președinte e foarte relaxat. Domn președinte e singurul care face să pară 3 minute 45. Este efectiv, adică are... nu știu cum era în tinerețe. Da. Știi, atunci când îți reproșează partenera niște lucruri,
Cred că domnului președinte nu-i reproșa. Nu a reproșat nimic. Eu cred că domnul președinte nici nu s-a așteptat la rezultatele astea din partea României. Cred că de-aia nici nu era cu fotbal. De acum înainte, deci ok, a fost cu canotajul și de acum da. o să schimbe canotajul cu fotbalul. Cred că domnul președinte e genul care se updatează mereu după sportul. După rezultate. După rezultate. Rezultat. Da, da. Oricum el nu cred că a văzut meciurile, că le vede prin 2029. Și cum postează și pe Facebook, o să fie peste jumătate de ani. Felicitări! România! Glumim, facem haz de necaz. Deja i-a felicitat după meciul cu Ucraina. Nu știu dacă dumnealui sau PR-ul sau cine se ocupă de Facebook-ul respectiv. Mi se pare că la domnul președinte, adică o să piardă mandatul, nu mai are ce să ne facă. De adevărat și asta, dar nu știm niciodată ce se întâmplă cu un politician, că nu știm noi politică. Așa mai a râs toată țara și de domnul Joană la un moment, da? Și după aia când am văzut la NATO, nu mai Mihaela, dragostea mea, să trăiască domnul Joană, că sunteți acolo cu... Să nu trimiteți avioanele, furile alea pe noi, da. Să nu trimiteți, cu avioanele am fost și noi în Germania când am plecat ieri și am mai făcut câteva lucruri pe acolo. Le vedem imediat împreună. Dragii noștri, pentru că avionul este abia diseară și nu a fost luat pentru ieri întoarcerea, am decis ca astăzi să ne mai plimbăm și noi un pic să vedem atmosfera. Suntem încă suferinți după înfrângerea cu Belgia, dar am venit la biserică, ca orice român credincios, să ne rugăm pentru o victorie cu Slovacia. Plus că sunt rusalile, Corect. Și de-aia nici nu ne-am dorit victoria, pentru că erau două motive de sărbătoare, nu mai știai. De rusalii să te bucuri sau pentru victorie. Și e păcat să câștigi de rusalii. Și nu în fiecare zi auzi o slujbă în germană. Da, care sună ca o chemare la luptă, efectiv. Poate funcționează și Dumnezeul neamț. Ai auzit pomelnic în germană? Nu, niciodată. Sună periculos, sună că... Trage. Pare că Dumnezeu îi ascultă. Mergem un pic să luăm atmosfera orașului, acum că nu mai sunt atât de mulți români și atât de mulți belgieni și revenim. Că ne rugăm pentru accederea României în optimile competiției, chiar și de pe locul 3, și pentru un joc mai bun al lui Bancu pe flancul stâng, și pentru venirea în apărarea tuturor jucătorilor. Dă, Doamne, să luăm aminte meciul cu Belgia, căci tare am pătimit atunci când l-am lăsat liber pe Lukaku. Și să nu facem aceleași greșeli cu Slovacia. Alături de noi avem un român care stă în Germania, deci mai are cu cine să țină după ce România va fi probabil eliminată în sferturi sau în semifinale. Salutare, cum a fost meciul de ieri? Cum ți s-a părut? Meci echilibrat. Hai să nu exagerezi. Așa? A fost echilibrat până la un moment dat, după aceea. Până minutul 1 a fost echilibrat. Aveți liber de rusalii aici? Nu. Nu se dă liber de rusalii? N-au rusalăn? Da. Ai idee de ce se pun lacăte aici pe podul ăsta? Că tot am pus ochii pe ele și... Prietenul meu știe mai bine. Ce? De ce se pun lacăte, prietenul meu? Eu am pus un lacăt în 2012 și am venit aproape de noi să te auzi. Am avut ocazia asta, că am cunoscut pe soția mea aici, da? În 2012. Și am venit să caut lacătul cu ocazia asta cu fotbal. Asta înseamnă că o să fie împreună pentru toată viața. Noi suntem împreună de 10 ani, aproximativ. Avem și de copii aici la Chiolda. Păi și n-ai prezumția de nevinovăție în toată treaba asta? Da, nevinovăție. Adică cheia să rămână la un notar în caz că te răzgândești, să-ți dea cheia înapoi, să despui, nu? Păi nu, nu mai deschis, că nu mai ești aici. Ce să mai deschis? Adică să știi că eu nu închid niciun lacăt cu tine, că nu știu cu cine mă trădezi. Tu te aduci pe la alte televiziuni. Hello, sorry. You're not free on Rusali? On what? On Rusali. It's a holiday. No. You're not free? No. In Romania we're free on Rusali. Yeah? Yeah. I don't know of the holiday. I've never heard of it. That's why God will punish you. Yes. It's not okay to work on Rusali. Yeah? It's Rusali when today you or? Are free here in Germany? When on like never. Pretty much near on all Christian holidays. Like Easter and Christmas and stuff, and yeah, that's but why I've never heard of it. So that's why you're so down economics.
Yeah, Romania, it's up because we're free all the time. Free? Yeah. Yeah. Yes. Half of the year we're free. Just vacations. I still work because I work here and I work on free days as well because there are many people here. Oh, that's you have why, tourists. Yeah, we don't have tourists. Încă un român am prins aici pe cameră. Spune, ești liber de Rusali? Da. Da? Da, da. Da, lucrezi aici sau în... Nu. Și vă dau? Pentru meci. Ah, pentru meci, deci aveți liber de Rusali. Mai stați încă două zile. Nu mai stăm, mâine suntem acasă. Nu vă bucurați de punte? Nu ne bucurăm. Uite, punte aici. Da, am văzut. Punte pe barcă. Punte pe barcă, da. Un pronostic pentru România, până unde? Adică în finală cu cine jucăm? Jucăm la nuntă, la Hagi. Cred că jucăm la nuntă, la Hagi, dacă ne invită. Am găsit și prietenii noștri englezi sau angajatorii noștri, cum le mai zicem noi românii. Hello, how will you feel when Romania will beat England in the final? Hey. I'm joking, England will not be in the final. Where do you think you will go in this tournament? Semi-finals. Semi-finals, and who will beat you? Germany will beat us. Germany? Germany will beat us. Yeah. Really? France. You have Bellingham, you have Saka, you have Foden. No team. Good players, no team. So let's make them play alone. Yes. Just Bellingham against Germany. A lot of stars in the team. Yes. Yeah. No gel. Yeah. No chemistry. Yeah. How long will you stay here in Germany? Wednesday. Until we get knocked out. Only till Wednesday. We just watch the match with Slovenia and then we go home. You go home. You're free now because it's Rusali. It's a big holiday. Yeah. Rusali. Have you heard about Rusali? No. It's the pogorire of the Duhul Sfânt. It's the down. The holy spirit came down. Oh, wow. That's why Romania win matches because God. Just pray. That's our advice. Pray. Yeah. Thanks a lot and good luck, guys. Thank you. Goodbye. God bless the king. For us, some players we're from Romania. We do borrow us Bellingham and Saka for two. For one match. If they turn up on Tuesday, then you know, gone. But at the moment, obviously, everyone in England wants us to do well, and there's a lot of negativity at the moment. With the England squad, so... You played until now. A bit meh. Yeah, a bit meh. Are you afraid of Romania? In the next phases? If we get them... No, economically, are you afraid about Romania? Well, I saw they obviously played Belgium yesterday, and they were all dotted around the city and stuff. The support was a lot better from the Romanians than the Belgians, in my opinion, but... And we have God on our side. Yeah. We have got Rusali. And all the saints. Yeah. We've got Bellingham, so it's fine. Am venit într-un parc în care soții își ridică în slăv nevestele. Ei probabil nu urmăresc fotbalul în această perioadă, așa că datoria lor este să le ridice la înălțime, cum stă bine oricărei femei. Sunt singurii soți care sunt alături de nevestele lor în această perioadă, pentru că restul sunt pe stadion. Libertate pentru suporteri! Noi vom da pasa la George și la Ionuț în platou, pentru că știm că trebuie să urmeze o publicitate scurtă. Și noi mergem, poate găsim o soție să ridicăm și noi ca să le arătăm respectul nostru pentru ele, că ne suportă atâta timp cât sunt meciurile. Pauză! Asta se numește demisie. Asta se numește risipă din banii producției, practic. Da, chiar e foarte greu să găsești lucruri interesante acolo. Ne-a fost greu și la München. Sunt, dar în general oamenii au o atmosferă, o atitudine, tu te bagi, vii tu cu munca. Dar în același timp ne-a plăcut foarte mult, adică ne-am asumat acest proiect. De la altora, și până la urmă, da, să mergi în Germania, să câștigi și bani. E bine, a fost bine. Luăm și o scurtă pauză de publicitate să vă gândiți voi cam câți bani credeți că am făcut noi în Germania, cât am fost plecați și revenim după. Am revenit aici în platou, eu și Gica, fără invitat și în această seară, pentru că încă suntem în Germania. Nu încerca să vă explicați, știu că e târziu și dacă vă băgăm filmele astea în cap de Inception, băi, sunt în Germania sau e live sau nu e live? Încercați doar să nu vă gândiți, doar credeți că e o emisiune. Și doar uitați-vă la îmbrăcămintea noastră, practic eu sunt îmbrăcat în liderul formației Azur și George într-un băiat dintr-o formație din 2002 cu o singură piesă de succes și apoi da. Căutând.
Okay. Aș putea să-i și dau nume. Și foarte, foarte strâmt sacoul meu. Asta pentru că ea lui George era destinat, da, lui. Da, și l-am dat. Așa era a mea, practic, cu portocala mecanică. Dar ne simțim bine. Na, până la urmă suntem o țară liberă. Venim din Germania, unde lucrurile sunt super libere și open acolo. Și atunci de ce să nu încercăm și noi portocaliu? Și acest mov țipător, da, pe care nu l-am purtat niciodată. Dai frumos. Dar îți șade bine. Ce am mai făcut noi în Germania, vă arătăm în materialul următor, pentru că urmează imagini cu puternic impact emoțional. Țineți aproape. Mama, dacă ar fi fost aici, ar fi făcut niște poze extraordinare. Nu știu dacă mamele voastre fac la fel poze în locuri în care te aștepți. De exemplu, noi tinerii n-am face o poză aici, dar mama și-ar fi luat poziția aia așa și-ar fi stat așa cumva. Și i-ar mai fi trebuit o plantă de unde să culeagă ceva, dintr-o buruiană, efectiv, ar fi stat așa să culeagă. Mai e și aia când îți arată, știi? A, da, când îți arată. Hei, uite. Bine, aici arăți, țin podul în mână. Podul în mâinile mele. Și tații au de regulă, e doar asta. Și da, pun picioarele, le încrucișează. Sau dacă mai, bine? Au, da, dacă mai au un prieten, nu, tații mereu trebuie să se agațe de cineva. Da, cheamă, da, copiii, hai, să-i țină. Ei sunt mereu și copiii. Sau haide. Hai, hai la poză. Și mă, tații au descoperit asta mai nou. Unii, da, tați, da, da, au descoperit celebrul thumbs up, degetul sus. Nu știu ce înseamnă, e pozele alea. Și știi ce e ciudat? Că ușor, ușor încep și nouă să ni se pară ok pozele astea. Eu de vreo 7 ani le folosesc, exact metoda asta. Eu așa le fac, ca taic-miu, de la ei l-am învățat, practic. Pe mine mă sperie că am început să zic prin casă, bă, da, mai stingem și noi luminile astea ce e aici, Las Vegas. Deja am început să am limbaj de tată. Da, este un oraș frumos. Dați mai fac poza aia cu când sunt femei lângă ei, fac așa, da, schema aia. Asta avea un unchi de-ai mei. She's mine! Fix șmecheria asta de rețineau de zona aia intimă. Dar știi ce nu fac părinții noștri? Ce? Croazieră pe Rin, frate! Asta așa este. Spus niște prieteni din România că dacă vii, bă, mergeți în Germania, acolo vă dați în bărci și e mișto. Parcă noi am greșit barca. Băiatul meu. În altă parte erau bărcile adevărate. Dar e frumos și aici. Am ales și să-l bronzăm un pic pe Gică, să-l facem dalmațian. Pistruie să-i mai facem. Așa, tractorul, așa, dacă tractorul va fi vindecat de barcă, băi. Să nu par bogat când te întorci acasă. Acum am, cum zice, bronz de vaporist, nu de tractorist. Da. Noi să ne simțim ca pensionari. Să vedem cum simt pensionarii din Germania. Pentru că ar fi fost dureros pentru noi să vedem cum Doru și Loții fac această activitate. Așa că am ales să mai ieșim din platou ăla, că până la urmă și la coadă, la luminele de platou, nu te bronzezi, adică despre ce vorbim? Nu, sunt nicio formă, eram brânzeț. Și acum, uite, avem și în spate 2 pensionari care își permit să facă asta, să facă o croazieră. 17 euro de om. Scuze, protele. Ne pregătim ușor pentru vârsta aia. Că noi și îmbătrânim accelerat. Noi suntem ca Păt Frumos, care creștea într-un an cât alții 10, noi îmbătrânim într-un an cât alții 10. Dar chiar e un oraș care merită vizitat. Nu ne-a rupt această plimbare pe apă. Nu suntem noi ca peștii. Nu, chiar pe Dunăre, pe Dâmbovița, pe... Voi ce aveți acolo, Gică, în Harghita? Pe Belchia. Belchia este un fluviu super cunoscut. Prea multe clădiri pe o parte și pe alta. Acasă aveam rustic, vedeam natură, vedeam păsărele, vedeam... Și pe aici am văzut. Când nu te lasă să arunci și undița, n-are niciun sens. Că noi am venit cu undițele pregătite și n-am putut să dăm... Nici nu ne-a lăsat să aruncăm sete, da. Nimic. Dacă tot nu ne ieși pe apă, încercăm pe aer. Poate mergi la o telecabină, ceva. Poate e mai interesant. 13 euro 53 bilete. Hello. Hello, how are you? Hi. Am făcut și prietene din toate culturile, noi așa suntem. Noi suntem cosmopoliți. Da. Ne cunoașteți. It's not good. It's your nut. Not input. Autocorect. Iau cerut numele pe Instagram. Fac ravagi. În Orient fac ravagi. Cum făcea cu stângul Hagi. Deci, în Orient, nu am rival. Uitați-le, sunt coapte. Hello. Sunt fierte pe Ionuț. În România, la fel trăiesc și în România. Tot e și rar vezi așa culoarea asta. Eu și de Bruyne, pur și simplu. Soiul ăsta e rar în lume. În fața noastră sunt fetele alea de mai devreme, care în continuare sunt
coapte pe Ionuț, efectiv, să uite la el ca la un arhanghel. S-a rugat la el. Și-a pus baticul când m-a văzut pe mine, din respect, a zis, bă, la așa bărbat trebuie să-mi pun baticul. Să nu mi se vadă părul, că mi-a rușine în fața acestui bărbat. Dacă n-am fost atât de impresionați de croazieră, sperăm în aer să fim ceva mai impresionați. În primul rând am fost impresionați de preț, pentru că e de 18 ori mai ieftin decât în decât România. Decât în Sinaia și de 2 ori decât în Elveția. Oricum, da. Noi în România avem și multe autostrăzi pentru telecabine și teneau așa multe. Ei s-au concentrat la sol, da. Noi ne-am concentrat în aer foarte mult. Și avem Sinaia, Bușteni, Predeal, etc. Și merită prețul ăla. Noi avem taxe de telecabine cum au ei taxe de autostradă, știi? Exact. La nemți, 1 mai vine mai târziu. Și s-au strâns acum la grătare, s-au adunat acolo toți oamenii muncii. N-au dacile, lipsesc dacile de lângă ei. Și lipsesc grătarele improvizate, adică au numai din astea amenajate, ceea ce e urât să nu vii tu de acasă cu un grătar. Să... Păi n-au ajuns mă la nivelul ăsta săraci, dar mă uit la nemții ăștia, doamne mi-e o milă, mi se face o milă de ei. Mă uit și la ăștia bătrânei care sunt nevoiți, îi obligă statul să meargă în vacanțe în croaziere, pentru că aveam și pe vas. Nici n-am apucat să urcăm că trebuie să coborâm, dar a fost drăguț așa cât am văzut-o. Curați de sus. Dar le așteaptă cele patru virgine. E raiul nostru. Suntem așteptați aici de ia uite-le, ia uite-le. Ah, uite ce bucurie am avut când am ajuns. Ia uite-le. Yeah, yeah, vedeți? Sure. He's the greatest vedeți? In Romania. Străinii ne apreciază, domnule. Și ne înțeleg limba aparent. This is it. It's the funniest guy. In Eastern Europe. Thank you. Bye. Many likes. Don't you skip the commercials. Să nu dă skip la reclame, că e monetizarea. Frumos cu telecabina, dar n-au zăpad. Exact. E păcat. Pentru ce? Să vezi Rinul, splendoarea lui, în loc să-l vezi înghețat, ar fi fost mult mai interesant. Se încheie și aventura noastră în Köln, un oraș plăcut ochiului, dar odată. Odată când e meci, da, da, general. Da, în rest nu. Altfel dar vă recomandăm să veniți, să vizitați și să plecați în alt oraș din Germania, unde puteți vedea mult mai multe lucruri. Probabil nici noi n-am avut atât de mult timp să vizităm toate peisajele. În schimb, pe parcuri, excelent. Vom sta în parc aici până când vine avionul. Pentru că low costul nostru până când ajunge. Exact. Ne întoarcem la băieți în platou, adică la noi, care în continuare nu știu ce am făcut și o să vorbească alte lucruri exact, despre exact. Cu totul altceva. George, Ionuț, aveți legătura! E bine, dragii noștri, sperăm că v-a plăcut ce ați văzut, pentru că de mâine seară ne întoarcem în platou. Nu știm dacă vom mai merge în Germania vreodată, pentru că e obositor. Bă, plecăm și la Slovacia. Mergem și la Slovacia? Da, avem. Vrei să mergem și la Slovacia? Vreau să mergem, pentru că deja sunt luate avioanele. Și o să facem o nouă ediție live de aici, din platou, înregistrată. Mai avem un live după. Mai avem și sper că dacă ne calificăm, mergem și la celelalte. Mai vrei și la celelalte? Vreau până în semifinale. Tu vrei să vezi toate orașele din Germania? Vreau până în semifinale și apoi, nu știu cum fac cu nunta lui Ianis, că aveam invitații și acolo. Ai, te-ai invitat? Da. Păi ia, gândește-te, dar la nunta lui Ianis versus... sau bani cheltuiți în Germania pe o vacanță, aș putea zice. Cred că e distracție la nunta lui Ianis. Adică... Da, dar mă bat cu Becali, adică în greu, îți dai seama că Becali bănărește bine. Da, și asculta o pamporea cu Gigi Becali. Iar o luăm pe arătură, dragi oameni buni, vă mulțumim că v-ați uitat și în această seară la noi. Ne vedem mâine seară, pentru că mâine seară avem un invitat special aici în platou. Oh, Doamne, da, cum urmează filmul pe care l-ați văzut deja probabil pe zi? Să aveți o seară excepțională!